Bună ziua, domnul Dan Bănacu, director general Holz Industries Baihofer, România, este invitatul meu de astăzi la Puterea Știrilor. Bună ziua, domnule Bănacu, și bine ați venit în studioul nostru. Bună ziua, vă mulțumesc pentru invitație. Sunt onorat să fiu azi în prezența noastră și a telespectatorilor dumneavoastră. Și noi vă mulțumim că ați acceptat invitația noastră. Domnule Bănacu, vă propunem să începem discuția de astăzi cu o precizare mult mai detaliată a cifrelor. În primul rând, care este valoarea totală a investițiilor pe care le-ați făcut în România? Începând cu anul 2002, de la punerea în funcțiune a primei fabrici, până astăzi am investit în România 800 milioane de euro, aproximativ. Începând din ce an? 2002, Din 2002 până până în în prezent. 2018, Da. până în 800 de. 800 milioane de euro. O cifră destul de mare. Este o cifră care spune mult despre seriozitatea cu care am văzut aceste investiții. Toate fabricile pe care le-am construit sunt greenfield, toate înglobează tehnologie de ultimă oră, să găsiți utilaje ultramoderne. Probabil că fabricile din România astăzi sunt printre cele mai moderne și performante din lume. Care a fost cifra de afaceri a companiei anul trecut? Anul trecut, fabricile de chelest au avut o cifră de afaceri de 384 de milioane de euro, fabrica de panouri de la Comănești, încă 58 de milioane de euro. Deci, în total, vorbim de aproximativ 440 de milioane de euro în România. Ați sesizat vreo diferență în comparație cu anul precedent, de exemplu, anul 2016? A fost cifra de afaceri mai mare, mai mică? Cifra de afaceri variază în mod special în funcție de condiții ale pieței, de evoluții diferite pe piețe din întreg mapamondul. Cifra este sensibil egală cu cifra anilor trecuți, poate puțin mai mică decât 2014-2015. Cât din volumul de lemn recoltat anual provine din România? În acest moment, cumpărăm din România aproximativ 40% din volumul de lemn pe care îl procesăm. 60% provine din import, din Europa, țări limitrofe României. Despre ce țări este vorba? Din ce țări mai provine? Achiziționăm lemn din Cehia, din Slovacia, din Austria, din Germania, din Polonia, dar și din Belarus, din Rusia. Nu mai importăm lemn din Ucraina de 2 ani de zile. De ce? Ucraina a instituit un moratoriu pe exporturile de lemn și în aceste condiții importul din această țară nu este permis. Ce ne puteți spune despre activitatea de export a Holz Industries Schweinhofer? Compania noastră, utilizând tehnologia pe care vă spuneam că am adus-o în țară, este capabilă să producă elemente din lemn produse extrem de competitive. Astfel, vindem astăzi pe mai mult de 70 de țări. Produsele noastre sunt acceptate și apreciate de către clienți din Japonia, din Statele Unite, dar și din Europa sau din Extremul Orient. În acest moment, lemnul pe care îl achiziționăm din România, aproximativ prelucrat, rămâne în România către clienții noștri. Cealaltă parte este vândută în străinătate și exportată, cum vă spuneam, către 70 de țări. Eu sunt mulțumit de această cifră, faptul că tot lemnul pe care îl cumpărăm din România rămâne, evident, nu element cu element, ci în volume, rămâne în România, unde se produc în continuare produse cu valoare adăugată. Știm că este o problemă, sau cel puțin a fost, aceea tăierilor ilegale de lemn în România. Cum aveți în vedere combaterea acestui fenomen, dacă pot să-l numesc așa? Tăierile ilegale de lemn sunt o preocupare naturală a societății civile. Este, bineînțeles, una dintre problemele noastre foarte importante și este un subiect căruia acordăm foarte multă atenție. Este extrem de important ca pentru toate investițiile noastre, dar pentru toți oamenii care lucrează în compania noastră și vorbim despre 2800 de angajați, să știm că ceea ce facem este perfect legal, că afacerea noastră poate să continue și mâine și peste 10 ani de zile în condiții de perfectă respectare a legii. Suntem unul dintre pionierii
trasabilității lemnului în România și am să spun acest lucru justificând și cu faptul că am investit foarte mulți bani în sisteme de urmărire a lemnului de la pădure până la fabricile noastre. Noi credem că trebuie să punem la dispoziția cumpărătorului final toate informațiile care să îl asigure că produsul din lemn pe care îl duce acasă provine din lemn exploatat legal. Am creat în acest fel TeamFlow. TeamFlow este un sistem, o aplicație proprie pe care am dezvoltat-o pe parcursul a unui an de zile. E vorba de monitorizarea prin GPS a camioanelor care aduc lemn la fabricile noastre. Utilizând TeamFlow putem să știm în fiecare moment unde este camionul care aduce lemn, putem să verificăm că traseul nu a fost, că a fost respectat traseul stabilit inițial, camionul nu a făcut pauze, nu a făcut opriri nejustificate. Avem imaginea încărcăturii la plecare, avem imaginea încărcăturii la sosire și în felul ăsta ne asigurăm că lemnul care a plecat și pe care îl putem verifica este cel pe care, care și a ajuns la fabrica noastră. În prezent, peste 830 de camioane din România sunt dotate cu asemenea sisteme de urmărire. Practic toate transporturile către fabricile noastre sunt monitorizate în acest fel. E un instrument pe care l-am dezvoltat, vă spuneam, cu efortul a câteva sute de oameni și de care suntem foarte mândri. Ce schimbări ați observat la implementarea acestui sistem? Ce beneficii v-a adus acest sistem? Cred că pentru beneficiul cel mai important este că furnizorii noștri, cei care au acceptat să folosească TeamFlow și care în consecință lucrează în continuare cu noi, sunt și ei și, și ne asigură și pe noi de legalitatea lemnului pe care îl aduc în fabricile noastre. În acest fel, cred că ne asigurăm și noi și asigurăm și pe cumpărătorii noștri că facem tot ce se poate face astăzi pentru ca să ne asigurăm că tot ceea ce se întâmplă în industria lemnului și mai ales în sectorul pe care noi îl putem controla este legal. De când ați implementat acest sistem, ați descoperit cazuri de tăieri ilegale? Nu pot să vorbesc despre tăieri ilegale, pot să vă spun că au fost transporturi pe care le-am dat deoparte pentru clarificări, pentru că într-un fel sau altul, transportul nu a coincis sau lista de verificări, nu a reușit să parcurgă lista de verificări, fie traseul nu era cel pe care ne așteptam să vină lemnul, fie pozele nu erau suficient de limpezi, fie documentele de transport nu aveau toate caracteristicile pe care legea le cere în primul rând și pe care noi le cerem prin sistemul nostru de verificare internă. Atunci le-am dat deoparte. Da, cum funcționează practic acest sistem, TeamFlow? Care sunt pașii? În primul rând, transportatorii trebuie să aibă camionul echipat cu un echipament care este fix pe mașină, nu poate fi detașat, este în permanent în funcțiune și datele sunt transmise practic 24 de ore din 24 către un sistem de monitorizare național cu acoperire națională. Noi putem să vizualizăm doar segmentul în care transportul este încărcat pentru noi și până la momentul în care el ajunge la poarta fabricii. Cum se procedează în mod concret? Operatorul, transportatorul, în mod normal sau cel care face încărcarea, are o tabletă în care trece toate datele transportului respectiv, avizul de expediție, volum, destinatar, numărul mașinii, elementele de identificare ale transportului. Face fotografii ale încărcăturii din spate, din lateral, pentru camion și pentru remorcă, după care mașina poate să plece. În momentul în care mijlocul de transport, camionul, ajunge într-o zonă cu acoperire GSM, datele sunt automat transmise către un server care preia toate aceste informații. În momentul în care camionul ajunge la poarta fabricii, operatorul nostru vede datele care au fost înregistrate și legate de acest transport și poate să compare imaginile cu imaginile camionului care a sosit. Bineînțeles, toate datele de identificare ale camionului, volumul, numărul avizului, numărul camionului, în sfârșit toate celelalte lucruri. În momentul în care traseul este cel pe care ne așteptăm să vină, în momentul în care datele coincid cu datele pe care noi putem să le vedem coincid cu datele înscrise în server, mașina este primită pe descărcare. Dacă nu,
toată încărcătura este refuzată, este pusă într-o zonă de investigație și nu poate fi acceptată în fabrică decât cu clarificări ulterioare sau poate fi refuzată în condițiile în care explicațiile pe care le cerem nu sunt suficiente. Deci șoferul, din ce înțeleg eu, trebuie să aibă inclusiv o conexiune la internet. Da. Cum se face această conexiune în zonele în care, știm, în păduri poate nu există? Sau? Deci, în primul rând, noi ne-am asumat costurile de conexiune ale aparatelor GPS către operatorul de date. Șoferii nu au niciun cost cu acest serviciu. Este dorința noastră și modalitatea în care îi susținem. Pe de altă parte, vă spuneam că tableta pe care sunt înregistrate datele la momentul plecării camionului într-o zonă probabil fără acoperire GSM, în momentul în care intră într-o zonă cu acoperire, se conectează automat, datele sunt încărcate în cloud. Și că tot suntem la acest segment al tăierilor ilegale de lemn, am văzut că în mass media, cel puțin, au apărut tot felul de informații, mai mult sau mai puțin adevărate. Acum vă întreb, credeți că este necesară o educație a importanței lemnului în România? Vă spuneam că lemnul este, sau prevenirea tăierilor ilegale de lemn, managementul corect al pădurilor, trebuie să facă parte din viața noastră, pentru că suntem înconjurați de lemn din a doua zi de când ne-am născut și încă avem jucării din lemn în preajma noastră, în momentul în care suntem puși într-un pat de lemn sau într-un pătuț de lemn, până pe parcursul întregii vieți, până când plecăm de pe această planetă. Lemnul ne însoțește. Lemnul este cel care ne stă alături în permanență, în toate momentele noastre. Nu ne putem imagina o lume în care ceea ce ne înconjoară nu are lemn. Lemnul dă căldură, dă viață, ne ferește de intemperii, ne dă adăpost. A învățat să prelucrezi lemnul, a învățat să te bucuri de calitățile pe care le are lemnul, ar trebui să fie o preocupare chiar a autorităților și a noastră, a tuturor în final. Noi trebuie să ne învățăm copiii să îngrijească plantele din care urmează să crească lemnul, din care vom avea mobilă sau vom avea casă. Ei trebuie să iubească pădurea și să înțeleagă că nu furtul de lemn, ci doar exploatarea rațională și judicioasă a acestui lemn ne va aduce bunăstare pe termen lung. Ce ar trebui făcut în sensul conștientizării oamenilor pe acest subiect? În primul rând, trebuie să ne bucurăm de pădure și să înțelegem că pădurea are un rol de protecție. Pădurea ne va apăra în viitor de intemperii, pădurea ne apără de alunecări de teren, pădurea ne dă oxigenul de care avem nevoie. Pădurea are un rol de conservare a biodiversității. În pădure trăiesc animale, în pădure trăiesc o serie de ființe care ne înconjoară și care contribuie la menținerea unui echilibru pe planetă. Dar pădurea are și un rol economic. Pădurea ne-a dat și ne-a fost și resursa materială care a susținut comunități întregi de oameni și cărora le-a dat o șansă să trăiască. Lemnul mai are încă... Despre lemn să mai pot spune câteva lucruri foarte importante astăzi în contextul încălzirii globale sau în contextul în care ne gândim cum arată viitorul nostru și în care constatăm că astăzi este mai cald, că anotimpurile sunt mai puțin diferențiate. Gândiți-vă că la construcția unei case din beton se eliberează extraordinar de mult carbon în atmosferă pentru că se ard combustibili fosili pentru a crea cimentul din care ulterior va fi construită casa. Lemnul, carbonul acesta dus în atmosferă, contribuie la instalarea efectului de seră, la încălzirea globală, cea despre care vorbim astăzi în fiecare zi. O casă din lemn, în schimb, înglobează carbonul din lemn și îl păstrează pe suprafața planetei. Același carbon care, în cazul unei case de beton, este eliberat în atmosferă, astăzi, într-o casă, într-o construcție, într-o construcție din lemn, rămâne pe suprafața planetei. Și vorbim despre sute de ani în care acest lemn rămâne pe suprafața planetei. Mai mult decât atât, pădurile tinere
înglobează, acumulează mai mult carbon și sunt un plămân mai tânăr și mai eficient pentru planetă. Fiecare plantă pe care o vedem și de care ne bucurăm că o vedem crescând este parte din acest plămân uriaș al planetei, care la un moment dat va trebui să-și aducă și ea aportul la existența noastră. Pe final, aș vrea să discutăm și despre pădurea de mâine. Știu că este un proiect al Holz Industrie Schweighofer. Ce ne puteți spune despre acest proiect și ce își propune, de fapt, pădurea de mâine? Da, pădurea de mâine este un proiect drag pe care l-am început cu 2 ani de zile în urmă. Este vorba de un proiect de reîmpădurire, oarecum altfel decât majoritatea proiectelor de reîmpădurire pe care le auziți vorbindu-se astăzi. Ne-am propus să ajutăm acei proprietari de pădure care dețin un fond forestier degradat și care n-ar putea să facă în mod normal de unii singuri reîmpădurirea suprafeței respective. E vorba de lucrări care sunt destul de costisitoare, de amenajări scumpe pe care nu orice proprietar de pădure și le poate permite. Care este stadiul în care se află? Ne-am propus să facem, proiectul se va întinde pe 7 ani, suntem în al doilea an, cum vă spuneam. Ne propunem să vedem pădurea pe care o sădim astăzi în stadiu de masiv. Vrem să o vedem că a trăit, că a ajuns acolo unde ne-am propus. Proiectele sunt avizate de către Universitatea din Suceava, împreună cu Asociația Administratorilor de Pădure Privată. Avem o serie de criterii care sunt listate pe website-ul, să zic, proiectului și nu putem decât să ne dorim să vedem la sfârșit rezultatele muncii noastre și al pasiunii colegilor noștri și al voluntarilor care au participat la realizarea acestui proiect. Până acum, practic, care este, puteți spune că este cel mai mare rezultat pe care l-ați obținut în acest proiect? Sunt câteva zone în care, vă spuneam, n-am fi văzut niciodată pădure. Adică lângă Brașov sunt niște zone care sunt și apropiate de zone turistice, care ar fi fost despădurite, culmi degradate. E vorba de o zonă care a fost exploatată cu 60 de ani de zile în urmă și pe care n-a mai crescut nimic ulterior. Noi am reușit să facem lucrul ăsta. A fost o acțiune cu câteva sute de voluntari, foarte apreciată de toată lumea. Spuneați că inclusiv Universitatea de Vest, dacă am înțeles eu bine, a luat parte la acest proiect. Studenții universității au venit, au stat alături de noi, au simțit și ce înseamnă să plantezi viață cu mâna ta. Sentimentele tuturor cred că sunt extrem de pozitive când particip la o asemenea acțiune. Nu pot să nu simți bucuria și energia pozitivă a tuturor celor care sunt în acest moment acolo. Ce vă propune să obțineți la finalul, după acei 7 ani? O pădure. Vrem să vedem o pădure. În fiecare loc în care am avut lucrări sau vom avea lucrări, să vedem că munca noastră a avut rost. Nu vrem să facem un proiect doar de dragul unei imagini, vrem să avem rezultate și vrem să fim mândri de aceste suprafețe pe care le-am readus în fondul forestier cu pădure. Domnule Bănacu, eu vă mulțumesc pentru prezența în studioul nostru și vă mai aștept cu mare drag pe la noi. Vă mulțumesc pentru oportunitate, pentru întrebări și pentru atmosfera. Vă mulțumesc și eu. Domnule.